Vă invit să deschideți Biblia în Cartea 1 Împărați, capitolul 13, și voi citi un text mai lung în această dupămasă, dar vă rog să îl urmăriți împreună cu mine, de la primul verset până la versetul 32, unde Biblia spune în felul următor. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghia pe tine, pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine vor arde o seminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care rostise omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat, cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da și un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis pe ce drum a plecat. Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omului Dumnezeu care venise din Iuda și a zis fiilor săi: puneți-mi șaua pe măgar. I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el, s-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit sub un stejar. I-a zis: tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns: eu sunt. Atunci el i-a zis: vino cu mine acasă, ca să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el i-a zis: și eu sunt proroc ca tine și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care l-a dusese înapoi. Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: așa vorbește Domnul, pentru ce n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău? Pentru ce te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo? Trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care îl întorsese i-a pus șaua pe măgar și omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup și-au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis: este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului. Și Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care le spusese Domnul. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat, a găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi și apoi prorocul bătrân s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt și l-a ujelit zicând: vai frate,
După ce l-au îngropat, a zis fiilor săi, când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui, căci se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștilor de înălțim din cetățile Samariei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am citit un text în această seară, destul de lung și poate că cineva s-a gândit că este prea lung, dar, deși într-adevăr este suficient de lung, conține câteva lucruri foarte frumoase, lucruri importante despre care vreau să vă împărtășesc câteva gânduri în această seară, pentru că ceea ce veți regăsi în textul acesta, care, deși conține multă istorie, conține un moment important din viața poporului lui Dumnezeu, la fel de adevărat este că are în el multe lucruri care ni se aplică și nouă astăzi. Aș vrea împreună cu mine să țineți Biblia deschisă, pentru că vreau să vă vorbesc în această seară despre omul lui Dumnezeu și prorocul bătrân. Contextul pasajului, pentru cei care vă îndeletniciți cu studiul Bibliei, și știu că sunt aici mulți cărora le place să citească Biblia, să o studieze, să o aprofundeze cu pasiune, veți ști că momentul când este descris pe care îl surprinde acest pasaj, are loc la ceva timp după moartea lui Solomon, când împărăția, când cele 12 seminții ale lui Israel s-au divizat. Solomon, pe finalul vieții lui, a ajuns să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu și datorită acestui păcat sau a păcatelor lui Solomon, Dumnezeu a rupt împărăția în două. Și citind Biblia, veți ști că a fost regatul de nord, partea de nord a împărăției lui Israel, denumită Israel, acolo erau 10 seminții, și partea de sud, care era formată din celelalte două seminții rămase, adică din seminția lui Iuda și a lui Beniamin, avea o capitală la Ierusalim, acesta era regatul de nord. După moartea lui Solomon, în regatul de nord a început să domnească Ieroboam, unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a ridicat de nicăieri. Unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a ridicat și a făcut o făgăduință extraordinară că îi va da tronul și va domni dacă va rămâne în ascultare de el. Iar în împărăția de sud, concomitent, domnea Roboam, unul dintre fiii lui Solomon. Deciziile greșite ale lui Roboam au făcut ca poporul să se răzvrătească. Ce vă spun eu, găsiți în capitolul 12, capitolul 11, capitolul 10 din 1 Împărați. Datorită deciziilor greșite ale fiului lui Solomon, poporul din împărăția de sud, adică cele două seminții, și-au pierdut, ca să spun așa, dorința de a-l asculta pe împărat, și-au pierdut dorința de a rămâne fidel lui Dumnezeu. În nord lucrurile nu arătau cu nimic mai bine, pentru că Ieroboam, după ce a acces la tron, omul acesta, deși a avut o promisiune fantastică din partea lui Dumnezeu, s-a întors cu totul împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ridicat de nicăieri și l-a pus pe scaunul de domnie al acestei împărății a lui Israel. Domnea peste 10 dintre cele 12 seminții, însă omul acesta a reintrodus idolatria în poporul lui Dumnezeu. Spune Biblia că acolo la Betel, pentru că acolo se desfășoară scena despre care v-am citit în seara aceasta, el a construit, a făcut un vițel de aur, iar celălalt l-a pus în Dan, într-o altă locație din împărăție. Poporul a fost din nou atras în idolatrie, poporul a fost atras din nou spre păcat și îndepărtat de Dumnezeu. Și vine momentul în care, datorită acestei situații, gândiți-vă în felul următor, în partea de nord a împărăției era haos, Ieroboam domnea ca și un împărat idolatru, a readus idolatria în templu, a construit propriul lui altar, a ordinat preoți care nu aveau de-a face nimic cu neamul leviților. Scrie Biblia că toți cei care vroiau să fie preoți erau puși în slujbă de către Ieroboam, oameni care n-aveau nimic cu slujirea, n-aveau nimic cu Dumnezeu. El însuși, dacă ați fost atenți la citire, îl veți regăsi arzând tămâie
pe altar, lucru care era permis doar celor care aveau slujba de preoți în legământul cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, în care în partea de sud, adică în împărăția lui Iuda, acolo unde erau cele două seminții și unde domnea Roboam, în contextul răzvrătirii poporului de acolo, a nemulțumirilor de acolo, Dumnezeu trimite la Betel, adică în nord, unde domnea Ieroboam, un om al lui Dumnezeu. E foarte interesant și aș vrea să urmărim pe acest om al lui Dumnezeu și să învățăm patru lucruri despre el, pentru că aceste patru lucruri care îl caracterizează pe acest om al lui Dumnezeu ar trebui să fie lucruri pe care fiecare dintre noi să le înțelegem și să avem grijă în momentul sau modul în care ne trăim viața. Vă recitesc primele trei versete. Deci nu uitați contextul. În nord lucrurile mergeau rău. Poporul trăia în idolatrie, în păcat, era haos. În partea de sud, în împărăția de sud, oamenii erau nemulțumiți. Roboam îi pusese taxe suficient de mari peste ei, încât oamenii să fie apăsați de dările pe care trebuiau să le dea. Oamenii erau cu inima întristată în partea de sud a țării, dezamăgiți de împăratul lor, iar în nord oamenii fuseseră complet îndepărtați de Dumnezeu. Veți constata citind Biblia că după moartea lui Solomon, în împărăția din nord, adică cele 10 seminții, n-au avut nici măcar un singur împărat care să se teamă de Dumnezeu. Și în acest context vine la Betel, din sud, adică unde era Ierusalimul, din Iuda, vine cel pe care Biblia îl numește omul lui Dumnezeu. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda, adică din sud, la Betel, în nord, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Vă spuneam că el a rescris calendarul jertfelor, a refăcut tot ceea ce credea el că ar trebui să facă și iată-l acolo la altar, arzând tămâie, repet, un lucru rezervat în exclusivitate preoților. Și acest om al lui Dumnezeu a venit din sud în nord, a intrat acolo unde el ardea tămâia și a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului. Și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia și el va înjunghia pe tine preoții înălțimilor, adică pe mulți dintre aceia pe care alți împărați idolatri aveau să-i ridice la rangul de preoți, dar de fapt erau niște oameni care aduceau foc străin înaintea lui Dumnezeu, va înjunghia pe tine preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Și zice versetul 3, în aceea zi a dat un semn, acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Ce putem învăța de la acest om al lui Dumnezeu? Și aici venim în realitatea noastră, pentru că ceea ce v-am spus până acum este istorie, dar e nevoie să înțelegem contextul, pentru că acest context ne dă valabilitatea și validitatea lucrurilor pe care vreau să le spun. În primul rând, vreau să învățăm de la omul lui Dumnezeu un prim lucru, și anume, omul lui Dumnezeu poate rămâne anonim și totuși să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Asta este prima caracteristică a omului lui Dumnezeu. Să ai capacitatea să rămâi tu anonim și în timp ce tu ești anonim, să-L faci de cunoscut pe Marele Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ar trebui să fim noi ca oameni ai lui Dumnezeu în felul acesta. Să avem capacitatea să rămânem noi anonim câtă vreme El, Domnul, este înălțat. Observați că Dumnezeu folosește o sintagmă foarte interesantă. Omul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să vă uitați în Biblie vis-a-vis de această sintagmă. E folosită doar de 8 ori în toată Biblia. Doar 8 oameni din toată Biblia sunt asociați cu terminologia omul lui Dumnezeu. Și deși nu știu să vi spun pe toți la rând și mi-e teamă să nu greșesc și de asta nu am pretenția că vi enumer pe toți, dar vă spun o parte dintre ei. A fost numit om al lui Dumnezeu Moise. A fost numit om al lui Dumnezeu Samuel. Omul care tot ce a prorocit, Dumnezeu a împlinit. A fost numit om al lui Dumnezeu Ilie. A fost numit om al lui Dumnezeu Elisei. Iar în Noul Testament a fost numit om al lui Dumnezeu Timotei. Foarte interesantă sintagma.
Dacă vă veți uita la viețile acestor oameni și nu-i vom analiza în această seară, Dumnezeu a desemnat cu titlul de om al lui Dumnezeu cel puțin acești 4-5 oameni despre care v-am spus eu. Știți care a fost caracteristica lor principală? Au avut curajul și puterea și credința și simplitatea și smerenia ca să stea ei în spate și Dumnezeu să poată să strălucească. Vreau să învăț de la ei și de la omul lui Dumnezeu din 1 Împărați 13 că noi, ca și copii ai Domnului, ca și oameni ai lui Dumnezeu, ar trebui să putem să rămânem anonimi și totuși, în timp ce rămânem anonimi, să putem să-L facem de cunoscut pe Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu. Credeți că e un lucru pe care am putea să-L învățăm pentru noi? Adică, foarte simplu spus, Dumnezeu să strălucească din viața noastră și nu noi să strălucim. Când tu, ca și om al lui Dumnezeu, ai această dorință, smerenia și capacitatea să spui, eu vreau să rămân anonim, câtă vreme Dumnezeul meu pe care îl slujesc poate fi făcut public cât mai mult, te califici ca și om al lui Dumnezeu. Nu ni se spune nimic despre el. Îmi place foarte mult că Biblia îl numește doar un om al lui Dumnezeu. Știm atât doar despre el, că a venit din Iuda, trimis de cuvântul Domnului. Nu știm din ce seminție făcea parte, nu știm dacă era un om dintr-o pătură superioară a societății sau inferioară a societății, nu știm nici măcar dacă era înstărit sau era sărac, știm un lucru despre el. A venit din Iuda, trimis de Domnul și Dumnezeu n-a considerat că ar fi necesar să-i treacă numele, ci doar l-a denumit cu om al lui Dumnezeu. Vreau să învățăm în această seară ce definește omul lui Dumnezeu? Care sunt lecțiile pe care ni le predă atât de frumos în textul nostru, care deși e plin de acțiune și plin de cunoștințe și de informații, totuși are lucruri atât de frumoase. Și aceasta este prima lecție pe care aș vrea să o învățăm. Omul lui Dumnezeu știe să rămână anonim. Și știe că în timp ce rămâne anonim, îl face de cunoscut pe Dumnezeu. Cum a reușit omul acesta? Ce l-a caracterizat? Citesc din astea primele trei versete, cel puțin câteva lucruri frumoase. Omul lui Dumnezeu a fost acolo unde avea Dumnezeu nevoie de el. Asta e caracteristica omului lui Dumnezeu. Este acolo unde are Dumnezeu nevoie de el. Dumnezeu l-a trimis din Iuda, din sud, în nord. Știți de ce l-a trimis acolo? Pentru că avea nevoie de el. Cuvântul Domnului l-a trimis. Omul lui Dumnezeu, deși rămâne anonim, îi acolo unde are Dumnezeu nevoie de el. Dragilor, noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, suntem acolo unde are Dumnezeu nevoie de noi. E o întrebare pe care ar trebui să ne punem fiecare dintre noi. A fost acolo unde a avut Domnul nevoie de el. În al doilea rând, a făcut ceea ce Dumnezeu i-a cerut să facă. Ce a avut de făcut omul acesta? A avut de transmis un mesaj. Nu s-a eschivat, nu s-a scuzat, zicând, nu mă duc în nord, acolo sigur știa că este un împărat idolatru, sigur știa că acolo este un împărat care nici nu crede în Dumnezeu și pe lângă asta își riscă viața. Omul lui Dumnezeu nu doar este acolo unde are nevoie Domnul de el, ci face ceea ce Dumnezeu îi cere să facă. Doamne ajută-ne să fim caracterizați de asta, să fim acolo unde ne vrea el, făcând ceea ce vrea el. Și mai ceva. Omul lui Dumnezeu mai are o caracteristică, sunt multe, dar încă una trebuie să vă spun, și anume că a ascultat de Dumnezeu fără să aibă niciun comentariu. Mă gândesc că se știa situația socială, politică, religioasă. Mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin el nu este un mesaj de felicitare pentru Ieroboam. Nu s-a dus în nord ca să-l felicite pe împărat, ci s-a dus să-i transmită un mesaj, de fapt un ultimatum din partea lui Dumnezeu. Însă cu toate acestea a ascultat de Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu ascultă, chiar dacă nu înțelege magnitudinea planului lui Dumnezeu. Ar trebui să ne caracterizeze acest lucru. Așadar, învățăm de la acest om al lui Dumnezeu că ar trebui să putem rămâne anonimi. Și în timp ce suntem anonimi, să-L facem pe El de cunoscut cât mai multor oameni. Doamne ajută-ne la acest lucru, amin. Al doilea lucru.
Parcurgeți, vă rog, textul cu mine și vedeți că după ce a intrat acolo unde Ieroboam își făcuse altarul, pentru că țineți minte, ăsta nu era un loc unde trebuia să fie altar. Ieroboam a construit altarul, el a ordinat și chemat preoți, el a stabilit când să se aducă jertfe, citiți în capitolul 12, partea finală, a stabilit un calendar al jertfelor diferit de calendarul lui Dumnezeu și în timp ce el încerca acolo să aducă tămâie pe altar, spune cuvântul Domnului în versetul 4, când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omul lui Dumnezeu, împotriva altarului din Betel, adică acestui altar pe care el l-a făcut, fără ca Dumnezeu să aibă ceva de-a face cu el, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l! Dar când și-a întins mâna, mâna i-a rămas uscată și n-a mai putut să o tragă înapoi. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc și al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm despre ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu, am spus că omul lui Dumnezeu poate să rămână anonim și în același timp să-L facă cunoscut pe Dumnezeu și mai spun ceva. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie caracterizat de încă un lucru și anume să înțeleagă că frica de Domnul îți dă curajul necesar înaintea oamenilor. Ăsta e al doilea lucru pe care îl văd aici și care l-a caracterizat pe omul lui Dumnezeu și a trebuit să ne caracterizeze pe noi. Și anume, când tu te temi de Dumnezeu, ai curaj în fața oamenilor. Este un principiu simplu. Teama sfântă de Dumnezeu îți dă curaj și autoritate în fața oamenilor. Știți de ce de multe ori mesajul nostru nu prinde la cei de afară? Pentru că prea desia nu ne temem de Dumnezeu și ne temându-ne de Dumnezeu nu avem autoritate în fața oamenilor. De multe ori însă ar trebui să spun invers. De Dumnezeu uneori nu ne temem, dar ne este frică de oameni. Oare ce o să zică despre mine? Ce o să creadă despre mine dacă eu încep să vorbesc despre Dumnezeu? Oare ce o să spună despre mine dacă eu am curajul să spun că sunt pocăit? Și ca și pocăit nu fac lucruri și nu spun lucruri și nu trăiesc într-un anumit fel. Învăț de la omul lui Dumnezeu că atunci când ai frică de Dumnezeu, poți să ai curaj înaintea oamenilor. Vorbesc de curaj, de îndrăzneală sfântă, nu de tupeu. Înainte să trec mai departe, trebuie să spun. Aici vorbesc despre curajul și îndrăzneala pe care o are cel care are reverență față de Dumnezeu. Nu de tupeu, că tupeul vine din fire. Îndrăzneala sfântă vine din respectul pe care noi îl dăm față de Dumnezeu și teama sfântă pe care o avem față de El. Lucrurile acestea generează în noi îndrăzneala de a fi oamenii aceia pe care Dumnezeu ne vrea să fim. Din păcate, în generația în care suntem noi și trăim, există oameni care și în biserică nu au teamă de Dumnezeu neapărat, dar au foarte mult tupeu în fața oamenilor. Și asta vine din fire. Unii sunt mai, zicem noi, mai tupeiști din firea lor. Acum nu trebuie nici să stăm retrași în ultima bancă întotdeauna și cu un sac pe cap, dar nici nu trebuie să fim noi actorul principal în tot ceea ce se întâmplă peste tot. Sper că înțelegeți ce vreau să vă spun. Trebuie să existe o moderație. Dar văd la acest om al lui Dumnezeu o caracteristică pe care ar trebui să ne-o însușim și să ne-o dezvoltăm. Și ea vine atunci când eu mă tem de Dumnezeu și teama mea de Dumnezeu generează în viața mea autoritate și curaj în fața oamenilor. Mă uit la omul lui Dumnezeu care a transmis un mesaj tranșant și cred că, deși nu i-a fost tot una, faptul că el se temea de Dumnezeu i-a dat curajul să spună acest adevăr înaintea lui Ieroboam. De fapt, când te temi de Dumnezeu, n-ar trebui să-ți mai fie frică de oameni. Sunteți de acord cu mine? Când ne temem de Domnul și trăim după voia Lui, n-ar trebui să ne mai temem de oameni, să ne fie frică de oameni. Pentru că dacă Domnul e de partea noastră
Și aici nu vorbesc despre o îndrăzneală și o nesăbuință umană, ci vorbesc doar despre faptul că atunci când tu îți pui încrederea în Dumnezeu, tu nu mai trebuie să trăiești cu o constantă teamă față de oameni. Ce poți să-ți facă oamenii când Dumnezeu este de partea ta? Da? Ce face aici prorocul? Ce face aici omul lui Dumnezeu? Ce înseamnă de fapt să ai frică de Domnul și îndrăzneală înaintea oamenilor? Știți ce face omul lui Dumnezeu? Se împotrivește unei false închinări. Omul lui Dumnezeu, care are frică de Dumnezeu și îndrăzneală în fața oamenilor, se va ridica întotdeauna împotriva unei false închinări. Idolatria este un afront la adresa lui Dumnezeu. Vine acest om al lui Dumnezeu și rostește o judecată și spune ceva împotriva altarului. Spune ceva ce avea să se împlinească mai târziu. Omul lui Dumnezeu se împotrivește întotdeauna unei false închinări. Tu, ca și om al lui Dumnezeu, când vezi o falsă închinare, ai curajul să spui ceva? Am curajul să spun ceva? Nu doar se împotrivește unei false închinări, ci omul lui Dumnezeu, mă mai uit la acest exemplu din Biblie, vorbește întotdeauna cu claritate și precizie. Dacă citiți prorocia aceasta, în care el spune, altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. Această prorocie se împlinește exact cu 330 de ani după acest moment și citim despre ea în 2 Împărați, capitolul 23, începând cu versetul 15. Omul lui Dumnezeu vorbește cu claritate și precizie. Uitați ce scrie acolo Biblia. A dărâmat și altarul de la Betel, vorbim de acest altar înălțat de Ieroboam și înălțimile făcute de Ieroboam, fiul lui Nabat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, a ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astarteei. Și continuă pasajul, îl citiți voi până la versetul 20. Omul lui Dumnezeu, când este condus de frică de Domnul și are autoritate în fața oamenilor, va vorbi întotdeauna cu claritate și precizie. Nu vi se pare, dragii mei, că e mare nevoie în generația în care trăim să fie oameni care să vorbească cu claritate și cu precizie de la Dumnezeu? Nu ați vrea ca omul lui Dumnezeu să fie omul pe care îl caracterizează credincioșia față de Dumnezeu, pe care îl caracterizează claritatea și precizia? Cât de mare nevoie, spun din toată inima, Doamne, fă ca în vremea aceasta să fie oameni care să vorbească cu claritate și precizie din partea Ta. Nu vă uitați un pic în jurul vostru și vedeți că generația noastră de credincioși este atacată de lupi îmbrăcați în piei de oi, vorbitori care au cuvintele la ei, au impresia și dau impresia că știu despre ce vorbesc, când în realitate nu sunt decât niște oameni care știu bine să ticluiască cuvintele, adesea bine școlați, stăpânesc bine arta retoricii, dar viața lor spirituală lipsește și de multe ori vorbitorul generației noastre, vorbitorul bisericesc, e caracterizat de ambiguitate, pentru că vorbește despre lucruri pe care nu le cunoaște. Și n-ai cum să spui cuiva ceva ce tu la rândul tău nu știi. Vorbirea multora dintre cei ce vorbesc astăzi de la amvoane este nu doar ambiguă, este de-a dreptul plină de erori. Și fiecare dintre cei ce stau în biserică are mandatul și are nevoia să facă o analiză atentă. Dragilor, haideți să ne rugăm și nu doar să ne rugăm, și să fim oameni care auzim cu claritate de la Dumnezeu, cu precizie. Îmi place claritatea și precizia cu care acest om al lui Dumnezeu, anonimul lui Dumnezeu, vorbește împăratului. Mă rog ca în generația noastră Dumnezeu să ridice oameni care vorbesc cu claritate. Pentru că prea multă confuzie, prea multă ceață, vii de acasă cu întrebări și pleci de la biserică uneori cu mai multe întrebări decât ai venit. Eu cred că omul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să vorbească cu claritate și cu precizie. Și mai este ceva, omul lui Dumnezeu
vorbește cu claritate și precizie. Omul lui Dumnezeu se ridică împotriva unei false închinări și omul lui Dumnezeu se bazează pe însoțirea divină. Întinde mâna Ieroboam și zice, prinde-ți-l pe ăsta. Cât curaj are să denunțe ce fac eu, prinde-ți-l, dar mâna lui rămâne întinsă și uscată. Își dă rapid seama Ieroboam, care de-a face cu Dumnezeu. Și tonul lui se schimbă și zice, roagă-te Domnului Dumnezeului tău. Era clar că Dumnezeu nu era și Dumnezeul lui Ieroboam. Roagă-te Dumnezeului tău ca să-mi pot trage mâna înapoi. Și știți ce face omul lui Dumnezeu? Nu era închiunos să zică, nu, așa-ți trebuie. Ai vrut să ridici mâna împotriva mea? Uită-te ce ai pățit. Nu, se roagă lui Dumnezeu și mâna și-o trage înapoi Ieroboam. Știți de ce? Pentru că omul lui Dumnezeu se bazează pe însoțirea divină. Mesajul era greu. Căreia dintre noi ar fi ușor să transmită un astfel de mesaj unui om cu atâta autoritate cum era Ieroboam? Ieroboam nici măcar n-a stat pe gânduri, a zis, prinde-ți-l. Mă gândesc că o porunci să-l prindă nu ca să-l ducă la o cafea, ci ca să-l omoare. Și când își dă seama că acest anonim al lui Dumnezeu are parte de prezența lui Dumnezeu, zice, roagă-te Dumnezeului tău pentru mine. Dintr-o dată se schimbă raportul. De ce? Că atunci când ai frică de Dumnezeu, primești autoritate în fața oamenilor. Și autoritatea asta nu vine pentru că eu strig mai tare decât tine, pentru că eu știu mai multe decât tine, ci pentru că am teamă de Dumnezeu. Dumnezeu onorează pe cel ce se teme de El și este acolo cu El, slăvit să fie Domnul. Două lucruri până acum, încă două lucruri aș vrea să vă spun despre omul lui Dumnezeu. Se desfășoară textul, după cum l-am citit, omul lui Dumnezeu, dați-mi voie să-l numesc anonimul lui Dumnezeu. Se roagă pentru Ieroboam, își poate trage mâna înapoi. Și atunci Ieroboam zice, mă, cu ăsta nu mă pot pune. Dumnezeu este cu el și eu nu mă pot lua la trântă cu Dumnezeu. Și atunci, uitați ce se întâmplă. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu, intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare. Știu că ți-e foame, ai venit de departe. Ești obosit, flămând, însetat, poate n-ai dormit de multe nopți, intră la mine în casă, îți dau să mănânci, îți dau un loc să te odihnești și înainte să pleci, îți dau și un dar, tu pleci așa, cu mâna în buzunar. Foarte ispititor, nu? Al treilea lucru pe care vreau să-l învățăm în seara aceasta, de la omul lui Dumnezeu, și repet celelalte două lucruri, în primul rând, de la omul acesta lui Dumnezeu învățăm că putem să rămânem anonimi și în același timp să-L facem de cunoscut pe Domnul. Învăț de la omul lui Dumnezeu că atâta vreme cât mă tem de Dumnezeu, am autoritate în fața oamenilor. Și încă ceva. Pentru că acest împărat Ieroboam este un simbol a ceea ce este rău al diavolului. Aș vrea să venim un pic în realitatea noastră și anume, dacă Satan nu reușește să te împiedice în slujire, va face tot ce ține de el ca să te corupă. Și asta e lecția a treia. Dacă diavolul nu reușește să te împiedice în timp ce slujești, dacă nu reușește să-ți împiedice lucrarea, nu te lasă, ci va încerca să te corupă. Observați ce face Ieroboam. N-a reușit să-l împiedice pe anonimul lui Dumnezeu. Și-a transmis mesajul, a văzut mâna puternică a lui Dumnezeu pe propria lui piele, a simțit-o, și văzând că nu poate să-l doboare, nu poate să-l omoare, nu poate să-l nimicească, vine cu o nouă tactică. Dacă nu-l pot omorâ, îl voi corupe. Asta face diavolul. Dacă tu stai pe poziție ca un om al lui Dumnezeu, vei constata că el vine să lupte cu tine. Pentru că Ieroboam este imaginea întruchipată a ceea ce este rău. Va veni să se lupte cu tine, va veni să te atace într-un fel sau în altul. Dacă te atacă pe tine și nu te doboară, atacă pe cineva din familia ta. Dacă nici acolo nu are succes, atacă pe cineva dintre cei dragi ție. Dacă nici acolo nu are succes, încearcă să lucreze poate la locul tău de muncă. Dacă nici așa nu merge, ai zice, gata, se lasă bătut și pleacă. Nu. Dacă nu reușește să te doboare, dacă nu reușește să te oprească, va încerca să te corupă. Și dați-mi voie să-mi iau doar câteva minute și să vă vorbesc despre faptul că Satan va folosi tot arsenalul din dotare ca
ca să te împiedice să faci ceea ce vrea Dumnezeu ca tu să faci. Dacă nu te poate distruge, va încerca să te păcălească și să te atragă într-o alianță. Va zice cineva, dar ce înseamnă asta? Cum adică să te atragă într-o alianță? Te face să crezi că diavolul nu e chiar așa de rău, cum zice lumea. Asta este una dintre înșelăciunile diavolului. Dacă nu te poate distruge, o să încerci să te convingă că nu este el chiar așa de negru, cum se zice. Dacă nu te poate învinge, va încerca să te ademenească să păcătuiești și apoi să te biruie. Dacă nu te poate doborâ, va încerca să se folosească de șiretlicuri și de compromis. Va încerca să te intimideze. Dacă nu te poate doborâ, va încerca să te intimideze. Ați citit despre cei trei tineri evrei care au fost într-o confruntare directă cu împăratul Nebucadnețar. A înălțat un chip de aur în Valea Dura și a chemat toată suflarea din împărăție să se închine acestui chip de aur. Singurii care nu s-au închinat au fost cei trei prieteni evrei al lui Daniel. Și împăratul Nebucadnețar, auzind că cei trei evrei nu s-au plecat în fața chipului de aur pe care el îl înălțase, i-a chemat în fața lui. Și dați-mi voie să vă parafrazez, citiți în Daniel ceea ce vă spun eu. Împăratul îi cheamă și le spune ceva de genul: poate că n-ați înțeles ce aveți de făcut. Poate că n-ați înțeles că la sunetul trâmbițelor, al alăutelor, al chimvalelor și a tuturor instrumentelor trebuie să vă aruncați cu fața la pământ înainte acestui chip, că dacă nu o faceți, zice Nebucadnețar, dacă nu o faceți, uite acolo e un cuptor cu foc pregătit și o să vă arunc în el. Diavolul va încerca să te doboare, va încerca să se lupte cu tine și dacă nu poate, va încerca să te intimideze. Nebucadnețar a încercat să intimideze pe cei trei tineri și să le spună: dacă nu vă închinați, dacă nu vă compromiteți, arunc în cuptorul de foc. Și cei trei tineri îi răspund, citiți în cartea lui Daniel ce vă spun eu, n-avem nevoie să-ți răspundem, parafrazez, intimidării tale, împărate. Noi știm că Dumnezeul căruia îi slujim ne va scoate din cuptor, ne va salva sau ne va scoate din mâna ta. Cert este un lucru, spun cei trei tineri. Chiar dacă vom muri, noi nu ne lăsăm intimidați de tine. Dacă diavolul nu reușește să te doboare, te intimidează. Va încerca să o facă. Pe câți dintre noi nu ne intimidează diavolul în umblarea de zi cu zi? Câteodată diavolul are arsenalul lui și vine la tine sub formă unei mari probleme. Și pe tânărul, adolescentul Daniel a încercat să-l intimideze prin Goliat. Când Daniel s-a dus pe câmpul de luptă și Goliat s-a uitat la el și zice: tu, vă parafrazez, tu vii să te lupți cu mine? Tu ești un copil? Tu ai curajul să stai înaintea mea? N-a găsit împăratul tău pe altul să trimită decât pe tine un copilaș? Și știți ce zice Daniel? Scuze, am încurcat personajele. Știți ce zice acest tinerel? Eu vin la tine în numele Domnului oștirilor. Dragilor, înțelegeți un adevăr simplu. Când nu poate să te intimideze, când nu poate să te învingă, te intimidează. Și mai ceva, mai este o variantă și ar fi multe. Când nu poate să te învingă, nu doar încearcă să te intimideze, va încerca să te și impresioneze. L-a dus pe Hristos spre streașina templului și a zis: uite, tot ce vezi cu ochii, îți dau ție. Dacă te închini înainte. Pe Hristos n-a putut să-l biruiască, n-a putut nici să-l doboare, n-a putut nici să-l înșele, n-a putut nici să-l intimideze. A încercat să-l impresioneze. Dacă te închini înaintea mea, toate astea ți le dau ție. Cum, foarte rapid, cum ne corupe sau cum încearcă diavolul să ne corupă în vremea pe care o trăim acum? Câteva lucruri le-am notat din Scriptură și vreau repede să vi le spun. În primul rând, diavolul, am spus, nu uităm faptul că dacă nu reușește să te doboare, încearcă să te corupă. Cum? 1. Folosește nevoile omenești legitime. Se folosește de nevoile noastre legitime. Omul lui Dumnezeu din Iuda era obosit, era flămând, era însetat. Va zice cineva, dar ce-i rău în asta? Nu-i rău nimic în asta.
Problema este că diavolul ia nevoile noastre legitime și ne ispitește să le îndeplinim în mod păcătos. Și atunci ne corupe. A venit la Hristos în timp ce postea. Și atunci când postești, câți dintre voi știți că atunci când postești, ți se face foame? Nu? Atunci mâncarea are cel mai bun miros când treci pe lângă bucătărie. Exact în ziua care tu postești. Până atunci te cheamă soția, frate, la mâncare și te uiți în oală și zici, nu-mi place, nu vreau, am mâncat la lucru. Știți și voi poveștile. Dar în ziua în care tu postești, atunci mâncarea miroase de unde ești, în celălalt capăt al locuinței, simți așa cum te atrage ceva spre bucătărie. Vine diavolul la Hristos și zice, ți-e foame, nu? Normal că ți-e foame. Ești Fiul lui Dumnezeu? Da, normal. Acolo nu pune sub semnul întrebării identitatea lui. Zice, nu vrei să poruncești pietrelor să se facă niște pâini? Ai putea? Sigur că ai putea, doar ești Dumnezeu. Miza care era? O nevoie legitimă, îndeplinită într-un mod împotriva voinței lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ar fi stricat postul lui Hristos, ar fi stricat jertfa lui Hristos. Diavolul cum ne corupe, folosește nevoile legitime. Și sunt multe nevoi legitime, nu am timp acum să vorbesc despre ele. Al doilea lucru, diavolul mai folosește ceva, lipsa noastră de discernământ spiritual, manifestată prin naivitate spirituală. Auziți sintagma pe care o rostește și prorocul bătrân. Trec mai departe în text pentru că timpul și-a făcut deja cursul. După ce omul lui Dumnezeu refuză să intre în casa împăratului, refuză orice i-ar da împăratul, are o discuție cu acest proroc bătrân. Și observați ce zice prorocul bătrân. V-am citit la început textul, rețineți că acolo la un moment dat prorocul bătrân îl abordează după ce îl ajunge din drum, el plecase înapoi spre Betel, pe un alt drum, zice în versetul 18, și eu sunt proroc ca tine. Un înger al Domnului, un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Diavolul de multe ori ne corupe folosind lipsa noastră de discernământ spiritual și de naivitate spirituală. Nu mai am timp să spun tot ceea ce mi-am planificat să vă spun, dar doar gândiți-vă la lucrul ăsta. Vine prorocul bătrân la prorocul tânăr și îi zice, și mie mi-a vorbit Dumnezeu. Dar uite ce a zis Dumnezeu, cu totul altceva decât ți-a zis ție. Pe cât de naiv trebuie să fii și de credul și de lipsit de discernământ să crezi că Dumnezeu vorbește într-un fel unuia și vorbește în altul celuilalt. Una din caracteristicile cuvântului lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu se contrazice pe sine însuși. Păi dacă Dumnezeu ție ți-a spus omului lui Dumnezeu, anonimului nostru din Iuda, să nu mănânci pâine, să nu bei apă și să mergi pe alt drum, cum poate veni același Dumnezeu să spună, știi ce m-am răzgândit, poți să mănânci pâine, poți să bei apă, poți să vii pe unde vrei? Prorocul bătrân folosește sau se folosește de lipsa de discernământ a anonimului, a omului lui Dumnezeu. Și vreau doar atât să spun, dragii mei, trăim în vremuri în care diavolul înșală pe foarte mulți, tocmai prin acest mod, și anume prin lipsa discernământului spiritual, prin naivitate. E plin internetul, YouTube-ul în speță. Nu-mi place să spun acest lucru, dar o spun. Mustește de tot felul de revelații, descoperiri, călătorii, în iad, în rai, înainte, înapoi. Unii au văzut pe alții acolo, dragii mei, haideți să avem un pic de discernământ spiritual. Nu tot ceea ce se spune e de auzit și de crezut. Nu tot ceea ce spune cineva are veridicitate. E foarte simplu să asculți ceva, e mult mai complicat să te duci la Scriptură. E foarte simplu să crezi ce zice cineva, doar pentru că zice cineva și a postat cineva undeva, decât să te duci și să studiezi. Haideți să nu lăsăm ca discernământul, lipsa lui să ne afecteze. Și apoi ar mai fi multe de spus, dar zic doar atât.
Diavolul mai folosește oameni deja compromiși, cum era acest proroc. A stat suficient de mult acest proroc bătrân în Betel și cred că un pic din păcatele Betelului au ajuns și în viața lui. Pentru că zice foarte clar Scriptura că îl mințea. Doar atât vreau să vă mai spun. Mediul în care stai te va afecta. Indiferent dacă crezi sau nu crezi asta. Dacă ești conștient sau nu ești conștient. Mediul în care trăiești, în care conviețuiești, te transformă. Stai în jurul oamenilor care fac răul. Vei vedea în curând că nu ți se mai pare așa de grav răul. Stai în jurul oamenilor care mint. Vei vedea că în curând linia care deosebește și care desparte adevărul de minciună începe să fie tot mai, cum să spun, neclară și pentru tine. Stai în jurul oamenilor care vorbesc de rău, vei vedea că începi să faci și tu același lucru. Și aș vrea să închei spunând doar atât. O ultimă lecție de la omul lui Dumnezeu în această seară, și anume versetul 21. Vi-l citesc și zice Biblia. El a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda. Ăsta e prorocul cel bătrân. Așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă, în locul unde în care îți pusese să nu mănânci și să nu bei apă, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Ultimul lucru pe care vreau să-l învățăm, indiferent de lucrarea la care ai fost chemat, vei plăti întotdeauna prețul neascultării de Dumnezeu. Doar atât, indiferent cine ești, indiferent cât de mare e lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu, indiferent de cât de important e mandatul pe care ți-l-a dat Dumnezeu, indiferent de cât de mult se folosește Domnul de tine, dacă nu asculți de El, vei plăti prețul neascultării. Pavel Apostolul spunea, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Lecții de la omul lui Dumnezeu în această seară. Putem să fim anonimi în timp ce îl facem de cunoscut pe Domnul. Trăind în frică de Domnul, vom avea autoritate în fața oamenilor. Să nu uităm că diavolul, dacă nu reușește să ne doboare, va încerca să ne corupă. Și să nu uităm că indiferent cine suntem, prețul neascultării îl vom plăti întotdeauna.